Bașcu, îl cunoașteți, a fost atât de mediatizat, autorul este acolo unde trebuie să fie un autor de fapte penale. Da, complici, până la final. Și timpul de acționare la... Și timpul de acționare a fost... Măsurile informative operative dispuse într-o cauză penală, cu atât mai mult atunci când vorbim de o cauză unde ancheta este condusă de procuror, nu înseamnă de fiecare dată să prinzi autorul în al doilea minut de la săvârșirea faptei, pentru că, și nu este niciun secret, nu ai nicio probă împotriva sa. Ori, este cel mai important aspect pe care aș vrea să înțelegem cu toții, aduci la anchetă un autor de fapte penale, când ai un probatoriu minim care să-ți asigure o soluție favorabilă din partea instanței de judecată, în cazul de respective, măsura arestării preventive, măsura reținerii și ulterior confirmarea și arestarea preventivă de către instanța de judecată. Acest aspect este cel mai important, chiar dacă se pierde arma crimei. Nu. Arma crimei, după cum probabil știm cu toții, nici o faptă de omor n-am văzut să fie finalizată cu condamnare, decât pe cale de excepție, fără să ai arma crimei.